profesionale. Nu pot să nu atrag o atenție extraordinară doamnei sau domnișoare Anastasia Nichita, care recent a devenit campioana Europei și dumneavoastră sunteți cei care puteți vă orienta la performanțele care le-au obținut. Dumnezeu, eu vă doresc succes și o evoluare cât mai reușită la competiția dată. Mulțumesc! Un mesaj de salut vine vicepreședintele Federației Naționale Lupte, Nicolae Ciobanu. Domnule Gheorgheu, stimați antrenori, mulți stimați sportivi care ați adus acum medalii la campionatele europene, arbitri, domnilor reprezentanți, domnule Leonid Afanasie, stimați antrenori, stimați sportivi, onorată asistență, vreau și eu din numele întregii echipe care facem parte din Federația de Lupte Libere, în primul rând să vă mulțumim la toți cei care v-ați implicat financiar pentru organizarea acestor turneu, în mod special primării, care de fiecare dată ne bucură și ne ajută pentru ca să organizăm acest turneu. Federația s-a implicat, vrem să vă mulțumim pentru că iubiți acest sport. Într-adevăr, domnul Jubârcă, așa cum s-a menționat, a fost un antrenor de elită. Un antrenor care ne-a reprezentat pe noi, a reprezentat țara noastră și noi pentru aceasta îi mulțumim. Așa cum am mai spus și la celelalte ediții, că antrenorul este ca un al doilea tată. De aceea vreau să îi aduc mulțumiri tuturor celor care au organizat acest turneu, în mod special domnului Sergiu, domnului Maxim, pentru că au organizat la așa un nivel acest turneu. Vreau să mulțumesc și să aduc sincere felicitări tuturor celor care ați venit să participați la acest turneu. Sunt multe țări și asta ne bucură federația noastră. Felicitări! Vreau să vă doresc la tuturor celor care vă veți lupta pe aceste saltele ca să dați totul, să vă luptați cu râvnă și să câștige cel mai puternic. Dumnezeu să vă ajute! Mulțumesc! Vă mulțumim! Și acum vă prezint echipele care au binevoit să participe la acest turneu. Lotul de tineret al României. Ucraina este reprezentată de către școlile din orașul Lvov, Ternopol, Herson, Odessa, Kiev, Zaporojie. Belarus este prezent cu lotul național tineret, la fel orașul Minsk și orașul Gomel. Macedonia a venit cu lotul național de tineret. Echipa din Rusia este reprezentat de membrii din Ingușetia. Avem un reprezentant din Canada, Italia este reprezentată de către Genova, Livorno și Chiavari. Armenia reprezintă lotul național tineret. Desigur, toate raioanele din Republica Moldova, unde se practică luptele libere, sunt prezente la acest turneu. Și în semn de mulțumire, înmâneam echipelor pâinea și sarea.
pentru luptătorii care ne-au dus mari succese la campionatul european. Mă refer la campioana europeană Nikita Anastasia și Mihai Sava. Reprezentantul firmei Joma rămânează certificate pentru echipament sportiv. Poftim, înmânați! Și organizatorii, desigur, în semn de mulțumire, înmânează acestor sportivi pe un buchet de flori pentru mieri obținut pe arena internațională. De asemenea, vicepreședintele Federației Naționale de Lupte, domnul Nicolae Ciobanu, mânează premii acestor sportivi și de asemenea campionului european la tineret și vice-campion mondial Diaconu Vasile, Marcu Ion, campion la categoria de vârstă under 15, sunt invitați să primească un cadou de preț din partea Federației Naționale Lupte. De asemenea, ca mulțumire din partea președintelui clubului sportiv Chiavare, Ring Loto, înmânează organizatorilor, în semn de mulțumire, o manufactură, organizatorilor și Federației Naționale de Lupte Amatori. Echipa organizatorii aduce mari mulțumiri direcției Tineret Sport a municipiului Chișinău, personal domnului Gheorgheu, pentru contribuția adusă în organizarea acestui turneu. La fel, Federația Națională de Lupte Maxim Gâlca mânează un certificat de mulțumire. Domnul Șubârcă a activat o bună parte din viața de antrenor. Așa, domnul arbitru Iacob Chihai, vă rugăm să eliberați salteaua. Conduceți echipele în foaie, continuăm programul.
fața dumneavoastră este invitat ansamblul de dans popular, de dansuri populare Veselia, conducător artistic Ivanov Grigorie, costuită de dansuri populare.
Vă mulțumim! Aplauze pentru ansamblu de dansuri populare, Veselia! Conducător artistic, Gheorghe Ivanov, mulțumiri din partea organizatorului conducătorului. Vă mai invităm la noi! Aplauze! Vă mulțumim, puteți să lua loc. Începem finalele de saltea, salteaua B. Colegiul de arbitri, vă rugăm să luați locurile.